Aleșii vor să interzică vânzarea băuturilor energizante în rândul minorilor, la fel cum se întâmplă și în cazul alcoolului sau țigărilor. Un proiect de lege în acest sens a trecut deja de Senat, iar astăzi va fi dezbătut în Camera Deputaților, care este și for decizional. Antoanela Raileanu a citit proiectul de lege și ne spune care sunt prevederile. Să ascultăm! Bun găsit! Camera Deputaților dezbate astăzi interzicerea băuturilor energizante în rândul minorilor. Proiectul de lege a trecut la sfârșitul anului trecut de către Senat, iar astăzi Camera Deputaților este for decizional. La comisiile de specialitate au fost admise mai multe amendamente în acest sens. Se interzice și publicitatea băuturilor energizante în incintele școlare, inclusiv prin automate. Mai mult decât atât, se interzice comercializarea băuturilor energizante în proximitatea unităților de învățământ. Operatorii economici care nu vor respecta prevederile legale riscă amenzi între 25.000 de lei și 50.000 de lei. Urmărim îndeaproape dezbaterea și vom vedea dacă astăzi deputații vor da un vot pozitiv pentru acest proiect de lege. Afli oriunde-i fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.